România are în momentul de față aproape 2000 de angajați, aproape 28.000 de studenți. Avem 122 de specializări la master, 83 de specializări la licență. O ofertă educațională destul de diversificată și consistentă. Anul trecut am avut 11.000 de locuri scoase la concurs și 20.000 de candidați fizici. Noi revenim la dumneavoastră cu propunerea pentru alocarea spațiului necesar. Dosarul întocmit nu are valoare juridică, să spunem, la RACIS, dacă nu arătăm și locul în care intenționăm să ne desfășurăm activitățile. Așadar, din cele 122 specializări master, 83 specializări la licență, noi, precum am stabilit, venim cu 6 specializări la Botoșani, dintre care 3 specializări forma de pregătire de licență și 3 specializări la master. Dacă rândul trecut am venit într-o formulă mai restrânsă a conducerii executive, astăzi am venit într-o formulă mai extinsă, împreună cu decanii facultăților participante la această filială la Botoșani. Sigur, n-a putut veni doamna decanul Roman de la Economie și Administrarea Afacerilor, dar este doamna prorector Onofrei de la aceeași facultate care ne va prezenta programul. Dacă sunteți de acord, eu am să vă rog în ordine să acordăm câteva minute fiecărui prorector, fiecărui decan, care să ne vorbească din dublă perspectivă. Pe de o parte, perspectiva înființării acestei filiale, care adevăr este, vrem să înființăm și la Focșani. Săptămâna viitoare vom merge la Botoșani pentru a consolida extensiunea de la Botoșani, la Bălți, scuzați, pentru a consolida extensiunea de la Bălți. Vrem să înființăm o extensiune și la Piatra Neamț. Vrem așadar ca în acest context, în această perioadă, în care învățământul superior, vrem nu vrem, se reașează în contextul evoluțiilor sociale, nu mă refer la sanitare, în condițiile în care piața forței de muncă este destul de dinamică, noi trebuie să ne adaptăm. În condițiile în care sunt universități multe în România, unii spun chiar prea multe și eu nu i-aș contrazice. Universitatea din Iași vrea și normal să facă demersuri pentru a-și consolida statutul pe care îl are în regiunea Moldovei și în toată țara de furnizor de educație de cea mai înaltă calitate, spunem noi.